Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această seară este domnul Andrei Neder, fost viceprimar și reprezentant ALDE. Domnule Neder, bună seara, bine ați venit. Să rămână, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Vorbim astăzi despre alegerile din 26 mai, despre reprezentanții ALDE pentru Parlamentul European și despre obiectivele pe care le are partidul în viitorul mandat al parlamentarilor săi în Europa. Înainte de toate, pentru că nu ne-am văzut de mult, domnule Neder, spuneți-mi ce ați mai făcut de când v-ați dat demisia din funcția de viceprimar și din cea de consilier local. Păi, după cum știți, am continuat cu activitatea politică în cadrul formațiunii în care activez, și anume în ALDE. Sunt în continuare președintele organizației municipale. M-am ocupat în primul și în primul rând de organizația municipală și aici mă refer la faptul că, după cum se vede, ne pregătim de niște alegeri în maxim 2 săptămâni și, ca orice formațiune care deja suntem destul de puternic reprezentată la nivel municipal, am încercat să facem cât mai multe acțiuni, să ne apropiem cât mai mult de cetățenii din municipiul Buzău, să ascultăm cât mai multe din problemele dânșilor și nu, în ultimul rând, să și rezolvăm cât mai multe din problemele lor, împreună cu colegii mei, care chiar în acest moment sunt la o acțiune în cartierul Dorobanți, așa că cei din zona respectivă, dacă vor să ia legătura cu ei, să le spună problemele pe care le au, pot coborâ doar în stradă și or să-i găsească, pentru că sunt destul de mulți și cam toți dintre ei sunt bine pregătiți. Eu am venit aici la dumneavoastră la televiziune ca să ascult tot așa problemele și să încercăm să spunem ceea ce avem noi de făcut pentru buzoieni la nivel european. Da, din păcate, spun din păcate pentru că mi-aș fi dorit să interacționăm și cu telespectatorii, emisiunile de promovare electorală nu pot avea intervenții în direct nici prin mesaje. Nu, nicio problemă, probabil că putem să le dăm niște sugestii doar vorbit. Dar și problemele le cunoașteți foarte exact, bine. Exact, mai ales la nivelul municipiului Buzău, cu atât mai mult le cunosc. Bun, regretați în acest moment că v-ați dat atunci demisia? Nu, era un job. Momentan fac aceeași activitate, numai că doar la nivel politic. Acolo era un job administrativ. Sunt convins și am dorința și puterea de a reveni în aparatul administrativ și cu siguranță cred că se va întâmpla acest lucru. Deci vă pregătiți pentru o candidatură, înțeleg, anul viitor? Într-adevăr, da, e posibil să mă pregătesc chiar și pentru o candidatură, pentru funcția, să spunem, de primar. E bine de știut. Până atunci însă bănuiesc că în această campanie ați fost în teren, ați vorbit cu oamenii, ați participat la acțiunile organizate de ALDE. Ce v-au spus oamenii? Vă închipuiți că, în primul și în primul rând, oamenii din municipiul Buzău spun oful legat de municipiul Buzău, de locurile de muncă pe care le au, de locul în care trăiesc, de străzile care sunt obligați să le folosească, de problema cu căldura, pentru că, după cum vedem, că încă nu s-a terminat problema cu căldura și oamenii, cetățenii municipiului Buzău, au nevoie foarte mare de acest lucru, bineînțeles de prețul apei și, nu în ultimul rând, de abuzurile făcute de anumite persoane din aparatul de conducere al administrației locale. Spuneți-mi dacă oamenii, atunci când vă întâlniți cu ei în zilele acestea, știu ce vor vota pe 26 mai sau vă întreabă doar despre probleme legate de municipiu? Deja votantul buzoian, să spunem că știe ce trebuie să voteze, are o imagine formată a partidelor politice. Pot să spun cu mândrie că foarte mulți vin la noi și ne felicită că facem parte din formațiunea politică ALDE, cărui președinte este domnul Tăriceanu și pe care îl consideră, cetățenii municipiului Buzău îl consideră unul din cei mai credibili oameni politici ai momentului. Foarte mulți dintre ei au nelămuriri vis-a-vis de această, să spunem, alăturare vis-a-vis de PSD și nu știu cum ar putea să voteze această alăturare. Bineînțeles că
Încercăm să îi îndemnăm să-și aleagă cel mai bun reprezentant, ca să spunem, la nivel european de această dată, pentru că asta este formatul alegerilor. Nu pot să spun că nu există și cetățeni care ne contestă, pentru că asta este viața, avem și contestatari, avem și fani, dar, după cum am spus și că am început, cetățenii buzoieni sunt destul de informați. Au avut grijă, după cum v-am spus, nu de puține ori am avut la întâlnirile cu cetățenii sau la acțiunile pe care le-am avut, am avut plăcerea să ne întâlnim chiar și cu contracandidații noștri care se aflau și ei în teren și, bineînțeles, să-și făceau publicitate. Deci, eu spun că chiar dacă, să spunem, modalitatea de informare la ora actuală este cea audio-vizuală sau cea prin pliante, cetățeanul buzoian știe bine cu cine trebuie să voteze. Și e important, cred, de menționat faptul că la aceste alegeri nu se votează alianța PSD-ALDE, sunt liste diferite, nu? Ca și până acum nu s-a votat, nu a existat o alianță, să spunem, pe buletinul de vot. Partidele au participat separat, ALDE cu listă separată față de cei de la PSD. Suntem mândri de oamenii care ne reprezintă la alegerile pentru Parlamentul European. Sunt persoane cunoscute, cu experiență, unii dintre ei în Parlamentul European, și aici mă refer în primul rând la doamna Norica Nicolai, care deschide lista candidaților ALDE. După cum știți, dânsa este deja membru al Parlamentului European, reprezintă România și partidul ALDE la nivelul Parlamentului European. Chiar săptămâna trecută și dânsa a fost prezentă printre cetățenii municipiului Buzău și, probabil că știți, are și rădăcini buzoiene. Și dânsa și întreaga familie, pentru că și soțul dânsa este tot din Buzău, din județul Buzău. Pe lângă doamna Norica Nicolai, ce alți candidați sunt din partea ALDE la Parlamentul European? Al doilea candidat este domnul Barbu, fost candidat la primăria municipiului Buzău, dar în primul și în primul rând trebuie să menționăm că a fost ministru, pentru o perioadă, ministru culturii. O avem pe doamna Weber, o avem pe domnul Silaghi, avem un tânăr candidat care este și consilier în municipiul București. Cum v-am spus, sunt oameni din diferite zone ale țării, sunt oameni care au dat dovadă că pot să reprezinte România și care au făcut pentru România și la nivel național și la nivel european niște lucruri notabile. Care ar fi proiectele cu care mergeți în Parlamentul European? Ce își propun reprezentanții ALDE? După cum ați văzut și la summitul care a avut loc zilele trecute la Sibiu, una din cele mai, să spunem, stringente probleme ale României este aderarea la spațiul Schengen, spațiu care ni se interzice de ceva vreme și de care în continuare sunt anumite voci care, să spunem, contestatare. Și ALDE, la fel ca restul, să spunem așa, încearcă să facă ca România să adere cât mai repede în spațiul Schengen. Aici avantajele le cunoaștem cu toți. Bineînțeles, atragerea de cât mai multe fonduri europene pe cât mai multe laturi și asta se întâmple cât mai repede și cu cât mai puține, să zicem, piedici, dacă se poate. Bineînțeles, un învățământ de nivel european, dar principalele, cum am spus, cam acestea sunt. Pentru că trebuie să vorbim și e normal să vorbim și despre Buzău, atunci când auzim de Parlamentul European, ne gândim prima dată cu toții, în România mai ales, la fonduri europene. În Buzău, pentru că aveți experiență, știți ce se întâmplă, ați fost viceprimar mai mult de 2 ani de zile, care ar fi... Aproape 3 chiar. Aproape 3, nu? Unde ar trebui să ajungă banii europeni și de ce nu prea au venit fonduri? Sunt foarte multe proiecte depuse, dar bani europeni n-au venit prea mulți. Să încep așa, să vă spun că anul trecut am fost prezent în calitate de viceprimar la o adunare, să-i spunem, care a avut loc undeva pe Valea Prahovei, unde s-au premiat la nivel municipal și la nivel la nivel local și la nivel județean, toate consiliile locale sau toate consiliile județene care au atras fonduri europene. Nu a fost o latură din primărie la care eu să mă ocup și recunosc că nu știam foarte multe despre
nu neapărat despre atragerea de fonduri europene, ci de zonele în care se împart acești bani. Am rămas surprins la acea întâlnire să văd că erau premiate fel de fel de comune, mai mari, mai mici, nu mai vorbim de consilii județene, oameni care atrăseseră fonduri europene și fonduri destul de consistente pentru foarte multe și foarte diferite proiecte, de la piste de biciclete, ceea ce și în municipiul Buzău se desfășoară, se discută foarte mult. Este un loc unde noi am putea să atragem fonduri europene. De ce să cheltuim banii cetățenilor din municipiul Buzău și să nu facem piste europene, să facem piste de biciclete pe bani europeni? Și aici vă dau exemplu numai municipiul Focșan, care are o pistă făcută pe fonduri europene. De ce să cheltuim banii cetățenilor să renovăm o sală de spectacole, cum este, de exemplu, Sala Dacia, când Timișoara a atras undeva în jur de 6-7 milioane de euro pentru renovarea a două săli de spectacole? Acest proiect îl avem și noi. Știți foarte bine, domnul primar a ieșit aproape din prima jumătate, să zic așa, a primului an de mandat, că va renova Sala Dacia. Au fost 3 ani de zile, deci clar, fonduri pe această zonă au existat. Baze sportive, avem stadionul de atletism. Noi, la nivel de municipiul Buzău, am făcut un împrumut, pe care, din păcate, nici nu prea putem să-l folosim. Și știți foarte bine că licitația a fost anulată de 2 ori din cauza de fonduri insuficiente pentru proiectul pe care îl aveam. Există fonduri europene care se pot adresa bazelor sportive. Și aici avem... Bine că avem foarte multe, sau primăria are multe proiecte depuse, se așteaptă... Din păcate, aprobare. Primăria are numai proiecte și partea fizică, ca să o spunem așa, partea financiară nu prea o are. Poftiți? Credeți că există vreo piedică în sistemul acesta din, păi, tocmai care vin banii de la Uniunea Europeană? Păi nu, tocmai v-am dat exemple de primării care au atras banii, deci clar nu are cum să existe o piedică din partea Uniunii Europene. Deci am dat exemplu cu exact pe proiectele pe care noi le desfășurăm. Da, piste de biciclete, Focșani au atras bani pentru piste de biciclete. Am dat exemplu Timișoara pentru 2 săli de cinematograf, nu o singură sală cum avem noi. Deci clar că nu există sub nicio formă piedică pe a atrage fonduri. Din păcate există, se pare, profesionalism într-o parte mai mult și în altă parte mai puțin. Bine, dar vorbim despre cei care ajung în Parlamentul European și care ar putea ajuta și România, dar și implicit. Este clar că cei care ajung în Parlamentul European nu or să vină să ne facă nouă proiectele atât de viabile încât să vină să ne și dea și să ne dea și banii. Dânsi la nivelul Parlamentului European pot să discute că, de exemplu, domne, România are nevoie pe acest tronson să atragă bani, da? Și atunci adânșii vor deschide o nouă axă de atragere de bani. Dar tot noi, cei de la nivel local, la nivel municipal, la nivel județean, trebuie să fim cei care facem proiectele, cei care implementăm proiectele și cei care atragem bani. Haideți să vorbim și la nivel național, pentru că avem o problemă gravă în țară cu atragerea fondurilor europene. Știți foarte bine de câte zeci de ani se chinuie România să aibă autostrăzi, să avem spitale regionale, să avem școli fără toalete în curte și așa mai departe. Care măcar să Alde fie. Se află acolo, în fruntea guvernării. De ce nu s-au atras bani europeni până acum? Tot a spus că Alde se află acolo, în fruntea României, să spunem așa. Am să spun că, din păcate, nici Ministerul Sănătății și nici Ministerul Transporturilor nu a fost un portofoliu al celor de la Alde. Din contră, pot să vă mai spun că Ministerul de Externe a fost un portofoliu Alde și vorbim de relația cu Parlamentul. Bine, nu neapărat ține Ministrul de Externe cu relația cu Parlamentul. Da, cred că problema cea mai mare, și știți foarte bine, cel puțin în ultima perioadă, au fost chiar meeting-uri pe această temă a autostrăzilor la nivel național, este autostrada. Nu o avem. Sau o avem foarte, foarte puțin. Sunt ferm convins că colegii mei de partid din fruntea guvernului încearcă și ei să dezvolte cât mai mult aceste proiecte și să atragă chiar și fonduri europene pentru acest lucru. Dar încă o dată vă repet, factorii de decizie la ora actuală pentru dezvoltarea infrastructurii naționale nu prea ține de colegii de la ALDE, ci este strict reprezentată de
aliatul nostru, partidul de unul din cele mai puternice partide, și mă refer aici la PSD, care au și ministrul de transporturi, care au și prim-ministru, și cam aici este marea problemă, să spunem așa. Bun, dar totuși, dacă doamna Norica Nicolai, de exemplu, ajunge în Parlamentul European pentru un nou mandat, dacă toți candidații pe locuri eligibile de pe lista ALDE ajung în Parlamentul European, ce ar putea să facă în România pe lângă aderarea la spațiul Schengen? Ce ar putea să încă facă? O dată, repet, am spus acest lucru. Reprezentanții noștri la nivelul Parlamentului European pot să ajute vis-a-vis de atragerea fondurilor europene, să transmită Parlamentului European care dar sunt nu nevoile. Despre fonduri europene acum. Vorbind de asta, spun vis-a-vis de. Deci, practic, dânsii poate să transmită nevoile cetățenilor români la nivelul Parlamentului. Asta este, cred că, cea mai bună interacțiune între a unui membru al Parlamentului European, între statul pe care îl reprezintă și Parlamentul European. Bun. Haideți să mai vorbim puțin, că o să vorbim din nou despre proiecte pentru Uniunea Europeană, dar cum e situația în ALDE Buzău? Care sunt activitățile în perioada de campanie care a mai rămas? Ne apropiem, nu duminica, acum duminica cealaltă sunt alegerile și aș vrea să știu dacă aveți ca temă de campanie și referendumul sau dacă îl tratați așa cu pur și simplu indiferență până la urmă, că bănuiesc că nu îndemnați pe oameni să voteze cum o face președintele Iohannis, nu? Pentru referendum. Da, pot să spun că nu a fost una din temele relaționării noastre cu cetățenii din municipiul Buzău, aceasta a referendumului la ora actuală. Cel puțin poziția mea vă spun că nu va fi nici pro, nici contra. Până la urma urmei, acest referendum există, iar fiecare cetățean al municipiului Buzău este liber să o facă într-un fel. Nu am să pot nici să-l oblig, ca să spun așa, să voteze referendumul, cum de altfel n-am să pot nici să-l oblig să nu voteze referendumul. Știți foarte bine, a apărut inclusiv un filmuleț în spațiu public în care un cetățean spunea că, domnule, ne-au adus aici, dar de votat votăm noi cum știm și facem cum clar, vrem până cum la urma urmei. Până la urma urmei, în cabina singur, de vot da. Este un vot secret. Fiecare cetățean intră în cabina de vot singur și odată depus acel buletin de vot. Intră cu propria conștiință, nu? Și odată depus în urna acel buletin de vot. Nu mai știi nici al cui este și nici ce a votat cetățeanul care l-a depus. Da, vă întrebam despre activități de campanie, dar ne oprim puțin pentru publicitate, apoi o să vă rog să ne spuneți ce mai face ALDE Buzău în zilele următoare. Erasmus, instrumentul prin care Uniunea sprijină educația la orice vârstă. Este programul care va contribui la atingerea obiectivelor strategice ale Europei. Peste 4 milioane de persoane au avut acces la studii, formare profesională și voluntariat. Aproape 14 miliarde de euro se vor cheltui prin acest program până anul viitor. ALDE va cere creșterea bugetului alocat acestui program. Vrem ca în el să se implice cât mai mulți români pentru a dobândi noi cunoștințe. Vrem cât mai multe colaborări între școala românească și entități omologe din Uniune. Vrem ca porțile universităților europene să-ți fie deschise. Susținem învățământul pentru adulți dedicat noilor competențe cerute pe piața muncii. Nu te vom lăsa singur. Succesul tău va fi mândria noastră.